trenuri poluante, unul după altul ies din gara. Trenuri cu locomotive diesel, încă ăla nu face așa fum. Dar ăsta a intoxicat toată gara. Toată trecerea spre gara Basarab. Secolul 21 și București, România încă nu are exclusiv trenuri electrificate în capitală. Ca să vedeți de unde vin noxele din aerul respirat de cele 2-3 milioane de bucureșteni și oaspeți ai capitalei. Nu numai de aici, dar inclusiv de aici, trenurile astea produc câte 100-1000 de mașini. Și evident nu se compară cu bicicleta.